Finala tensionată la turneul de tenis de la Hamburg. Francezul Arthur Fils a câștigat competiția după ce l-a învins pe germanul Alexander Zverev. Meciul dintre cei doi a fost plin de momente dramatice. Alexander Zverev și Arthur Fils s-au duelat în finala turneului ATP de la Hamburg, iar cei doi au fost protagoniștii unei confruntări foarte disputate. Francezul a izbutit să câștige primul set cu scorul de 6-3. A cedat în al doilea cu 3-6, iar partida a mers în decisiv. În cel mai important meci al carierei sale, Fils a trecut cu succes de un set decisiv dramatic și l-a învins pe favoritul publicului după un meci de 3 ore și 33 de minute. Situația a fost la un pas să degenereze de la câteva servicii date pe sub mână de Arthur Fils. De obicei, astfel de servicii sunt folosite pentru a ironiza adversarul, însă în cazul francezului, acesta a mărturisit că a recurs la acest artificiu tehnic deoarece avea crampe și nu mai putea servi normal. Atmosfera tensionată între cei doi a persistat până la sfârșitul partidei, când Zverev aproape că nu și-a privit adversarul când i-a întins formal mâna. În ciuda conflictului petrecut pe teren și la finalul meciului, Zverev și-a luat revanșa în fața lui Fils la ceremonia de premiere. Da, ist doch die Freude da. Zack da. Sasha is such a great champion. He is an unbelievable champion. He's playing unbelievable tennis since the start of the year, making final in French Open. I knew from the start that it was not going to be happy. Happy. When we crossed the roof, I knew it was going to be just a fight, like a dog fight. You know, just have to fight until the last point, until the last ball. Arthur Fils a câștigat cel mai important turneu al carierei. Pentru succesul de la Hamburg, acesta va fi recompensat cu un cec în valoare de aproape 354.000 de euro.